Practica Isihastă 32 Isihazmă este taina cuvântului Fiului Lui Dumnezeu coborât în creație. Revelația creștină ne vorbește de taina trăimii dumnezeiești ca viață dumnezeiască în sine. Dumnezeu Tatăl este iubirea absolută, Sfântul Duh este dragostea absolută și Fiul este dăruirea cuvântul absolut. Iată originea vieții. Chipul lui Dumnezeu este chipul trăimii Dumnezești, și apoi creația sunt în chip de Dumnezeu transpus în chip creat. Domnul Hristos vine cu descoperirea chipului lui Dumnezeu. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Fiul este cuvântul Tatălui. Iată esența chip. La început a fost cuvântul. Chipul lui Dumnezeu este vorbirea cuvântului. Aici mistica izihastă își identifică ființa. A fi este a cuvânta, vorbi. Limbajul este tot una cu ființa. Aici filozofii se încurcă. Cuvântul este chip persoană, nu idee devenită apoi cuvânt. Ideea este energia harică a cuvântului chip persoană. Iată ființa, misticii izihaste, limbajul chip persoană, din care apoi energetic... Este ideea semilimbajul cuvântului chip. Aristotel învinuia ideile platonice că nu au ideea ideii în sine, adică nu au chipul ideii. Creștinismul vine cu redescoperirea chipului ideii, ce este cuvântul, chip, persoană, Hristos. Cine vrea mistică izihastă, trebuie să descopere limbajul cuvântului chip, persoană, dincolo de semilimbajul filozofic al ideii. Isihazmul începe cu redescoperirea limbajului cuvântului chip. Isihazmul este mistica resacralizării limbajului, a intrării în limbajul chip, dincolo de limbajul ideilor. Cuvintele idei nu sunt limbajul isihast, ci cuvintele logos persoana chip sunt isihazmul. Ideile esențe sunt umbre informații de cuvânt chip persoana. Ca introducere în limbajul isihast, este intrarea în limbajul cuvântului chip. Taina trăirii sihaste este taina lui Hristos, cuvântul, chip, persoană. Isihazmul este taina comunicării chip, persoană, ca persoană față de persoană, nu prin idei de persoană. Limbajul de rai era limbajul chip, căderea din rai întunecă până la uitare acest limbaj ființial. Mistica filozofilor este mistica limbajului ideilor, a umbrelor de limbaj chip. Isihazmul este rememorarea limbajului de rai. Gramatica limbajului ideilor este logica dualității contrare, bine și rău, pozitiv și negativ. Gramatica limbajului chip este logica trinitară a triplei afirmații ce nu are niciodată negație. Raiul este fără negație. Căderea din Rai aduce negația. Ființa limbajului chip este treimea chip dumnezeesc, chipul Tatălui iubirii, chipul Sfântului Duh dragostei, chipul Fiului cuvântului. Iubirea este supraafirmația, dragostea este afirmația și cuvântul este recunoașterea. Iată gramatica limbajului chip, logica trinitară de rai, ce este readusă de Hristos. Căderea din rai aduce destructurarea limbajului, Hristos aduce restructurarea limbajului. Dacă se poate vorbi, de o filozofie creștină, aceasta ar fi filozofia restructurării, destructurării limbajului. Cuvântul chip este taina restructurării. Isihazul are acest ideal. Frumos zice Părintele Stăinloaie că restaurarea omului este cuvântul Hristos, cuvântul chip, paravrazăm noi. Sacralitatea cuvântului este persoana cuvântului. Cuvântul este sacru, este sfânt. La evrei, cuvântul era citit doar de rabin, la alte religii, de asemenea, cuvântul sfânt este ascultat cu evlave și gesacru. sacru. Cuvântul este însăși persoana cuvântului, sacralitatea. Cuvântul și persoana se identifică. Filozofii despart până la amestecare acestea, ca realitate în sine, esența persoanei este cuvântul și esența cuvântului este persoana. Filozofii fac persoana idei și cuvântul îl fac produsul ideii. La început a fost cuvântul și Dumnezeu era cuvântul. Creștinismul vine cu redescoperirea cuvântului persoană care produce energetic haric, apoi ideea. Mistica isihastă, fără această concretizare, nu mai este mistică pur creștină. Isihazmul nu este mistica ideilor, ci mistica persoanelor cuvânt. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tată, zice Domnul Hristos. Mistic, parafrazat, cine are cuvântul meu, mă are pe mine. Aici este toată taina isihazmului. Cuvântul este persoană și persoana este cuvânt. Ideea gândirea este energie har în afara cuvântului persoană. În persoană este supramișcarea limbajului cuvânt, din care apoi se emană energia harică, ideația rațiunile harice. Sfinții părinți ne spun că prin har rațiunile necreate, ca punte de trecere, avem acces la întâlnirea personală cu Dumnezeu, persoană trăimică. Isihazmul este mistică prin har ca mistică interpersonală, creație și Dumnezeu. Prin har intrăm în taina cuvântului Hristic și prin cuvântul Hristic intrăm la cina cea de taină interpersonală. Haina de nuntă de care vorbește Evanghelia este haina harică și ospățul nunții este vițelul cel gras, cina de taină a cuvântului persoană, Hristos. Euharistia hristică este cuvânt persoană întrupat în creație, este și cuvântul trup s-a făcut. Taina cuvântului persoană ce se face în părtășire este mistica, isihastă. Cuvântul este persoana fiul Logosul Liturgia iubirii persoană, Tatăl Dumnezeu. Cuvântul este liturgia iubirii. Isihazmul este cuvântarea, cântarea liturgiei iubirii lui Hristos. Isihazmul nu este mistica ideilor hristice, ci mistica liturgică a persoanei Hristos. Cuvintele evanghelice sunt cântarea personală a liturgiei persoanei Hristos. Isihazmul nu este mistică filozofică, ci mistică Turnului Babel își continuă încurcarea limbilor. Vorbirea în sine este una, dar fiecare vorbește în limbă proprie. Nu confundați unica vorbire cu multitudinea de limbi proprii ce transpun unica vorbire. Încurcarea limbilor nu este multitudinea de limbi proprii, ci amestecarea limbilor proprii în contrarietate până la distrugere și substituire persoana și individualitatea fiecăruia are limba sa proprie de participare la unica vorbire. Personalizarea este distrugerea propriei limbi. Descoperiți începutul răului ca să știți rădăcina. Dacă nu îți destructurezi propria limbă vei atinge și unica vorbire până la antilimbajul general. Răul nu este general și începe cu particularul care apoi trece la general. Răul nu a existat și a fost inventat de îngerul căzut, Lucifer, cu tremurte de aceasta și să-ți fie frică de răul tău particular, ce se poate face general, răul începe cu negarea iubirii. Până la apariția răului nu exista decât iubirea absolută. Iubirea înseamnă legătură dumnezească, religie. Rememorați iubirea ca religie și veți reîncepe să iubiți. Limbajul iubirii este limbajul religiei în sine. Cine pierde iubirea, pierde și religiozitatea. Lucifer nu mai iubește pe Dumnezeu și pierde legătura, religiozitatea față de Dumnezeu. Rememorați limbajul primordial, ce este limbajul iubirii, a religiozității. Încurcarea limbilor proprii începe cu pierderea limbajului iubirii, religiozității. Zihazmul este reînvățarea limbajului primordial al iubirii, a religiozității. Taina ieșirii din destructurarea limbajului este redescoperirea iubirii ca religie. Iubirea este religie însă doar dacă iubirea este personalizată. Iată taina misticii isihaste, iubirea personalizată. Fără acest chip de persoană iubire, isihazmul nu mai este isihazm. Misticile impersonale sunt goale de religiozitate, deși invocă o alură de religiozitate. Iubirea, religia persoană, este trăimea nedespărțită și neamestecată a isihazmului. Ruperea acestei treimi a încurcat limbile. Turnul lui Babel este negativul scării lui Iacov, pe care se suie și coboară îngerii, nu diavolii de la turnul lui Babel. Scara lui Iacov, ce ca pentru noi creștinii, este scara lui Hristos, scara iubirii religiei persoanei, pe care însuși Dumnezeu coboară în creație și creația se urcă. Raiul în limbaj mistic înseamnă templul, biserică primordială. Căderea păcatului a scos creația din rai în pământul morții, masca antibisericii. Pământul fără rai nu mai este grădină, biserică, ci spin și pălămidă, antibiserică. Primul turn al lui Babel îl începe Lucifer, prin pomul binelui și răului, prima încurcare a limbii de creație. Pomul căderii din rai este turnul lui Lucifer, nu pomul lui Dumnezeu. Lucifer vine în rai și seamănă Neghina în griul de rai. Neghina este prima încurcare a limbilor, Dumnezeu avertizează pe Adam și Eva să nu se amestece cu Neghina, dar nu ascultă. După scoaterea din rai, creația se rupe, se răspândește în lume, din biserică se face cortul ale păcatelor. Căderea din rai este primul protestantism ce rupe biserica creația rai de altarul pomul vieții. În rai era o scară ce urca la cer, era pomul vieții din mijlocul raiului. Lucifer a, clădit și el un turn la marginea raiului, pomul binelui și răului, care paradoxal cobora undeva într-o prăpastie. Prăpastia de la rădăcina pomului căderii este primul mormânt al creației. Creația refuză urcarea la cer și coboară în golul anticerului, hăul primordial. Miturile antice păstrează memoria haosului din această vagă amintire a golului căderii de la rădăcina pomului căderii luciferice. Haosul nu există în realitate, ci este un anticer închipuit în care Lucifer își visează propriile creații fantomatice și iluzive. Mistica de rai este urcarea pe scara la cer pomul vieții. Antimistica începe cu pomul căderii, anticerul mormântul, împrăpastia pământului. De aici mistica ezihastă, care întoarcerea la mistica pomului vieții scării la cer, a învierii din mormântul luciferic, păcatul. Hristos vine ca noua scară la cer, ca noul pom al vieții. Hristos restabilește raiul și scoate din rădăcini pomul căderii binelui și răului, îl ia în spate ca pe o cruce și la aruncă în focul învierii. Așa prăpastia morții nu mai are scara pomului morții, fiind prefăcut în cruce lemnul scării la cer, este cel mai teribil paradox. Antiscara morții este prefăcută prin Hristificare în scara învierii la cer. Hristos cel întrupat înlocuiește pe Lucifer șarpe de pe turnul pomul căderii, dărâmă turnul cu propriile mâini, astupă beciurile mormintele cu propriul său trup și așa dărâmă turnului Babel Lucifer, termină cu încurcarea limbilor ca bine și rău. Isihazmul este actualizarea în proprie ființialitate a acestei mistici hristice de dărâmarea turnului Babel cu încurcarea limbilor din propria ființă și reclădirea scării pomului vieții în proprie existență personală. Isihazul este astfel mistica restructurării limbajului ca limbaj de dinaintea turnului lui Babel. Hristos este restructurarea limbajului. De aceea isihazmul nu poate fi decât mistică, hristică. Cine vrea Isihaz să înceapă astfel cu învățătura limbajului hristic al cuvântului evanghelic. Sfinții părinți au știut sacralitatea limbajului evanghelic încât nu spuneau nimic fără temei evanghelic. Noi, celor de azi, cu limbaj destructurat la maxim, ne este greu și rușine de limbajul evanghelic. Să ne dăm seama de sacralitatea limbajului evanghelic și să fie chiar o mândria noastră. Voi, filozofilor și intelectualilor, reînvățați sacralitatea limbajului hristic și doar așa veți avea acces la tainele creștine. Dacă vreți să faceți creștinism fără limbaj hristic, nu veți face niciodată creștinism, ci simplă și confuză informație laică despre creștinism. Cei ce doresc chiziazul creștin trebuie mai întâi să ne învețe limbajul evanghelic. Tainele creștine sunt direct legate de cuvintele creștine. Isihazul este mistica cuvântului hristic, și fără trăirea misticii tainei cuvântului nu se poate face Isihaz. Ideile gândirii nu sunt niciodată cuvânt hristic, ci simple umbre energetice de cuvânt. Isihazul este mistica dincolo de ideație, este mistica cuvântului chip persoană. Isihazul începe cu învățarea limbii hristice. Să nu vă fie rușine de limba lui Hristos, Redescoperiți taina limbajului, hristic.